Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, cu emoție mi-aduc aminte ca cu 20 de ani, când în altă simțitul Eftimie al Romanului a venit pe aceste meleaguri împreună cu duhovnicul nostru de atunci, care ne-a născut și crescut duhovnicește, arhimandritul Isaia de la Mănăstirea Bogdana, au venit pe aceste locuri ca să sfințească muntele acesta, să sfințească locul acesta pentru construirea unui lăcaș dumnezeiesc, pentru construirea unei sfinte biserici. Și în momentul în care noi, fiind câțiva tineri, eram plini de elan și plini de râvnă pentru credință, mi-amintesc cuvântul duhovnicului către popor și către episcop și a spus așa: iubiți credincioși, tinerii aceștia au venit în muntele acesta unde s-a vărsat mult sânge, unde s-a zis pe aici nu se trece, unde au murit pentru credință și pentru neam și pentru valorile noastre, au venit pe acest munte să înfingă țărușul credinței. N-am înțeles noi ce înseamnă lucrul acela, iubiți credincioși, cuvintele acelea puternice. Sfinția sa știa, pentru că trecuse prin comunism, trecuse prin prigoană, trecuse prin toate frământările vremii aceea, de aceea se bucura pentru fiecare pas pe care îl vedea pentru înfingerea și mai adânc a țărușului credinței. Și spune așa: înfingeți țărușul credinței, adică a verticalei, bazându-vă pe jertfa a sute și sute și mii de tineri, de bărbați, care și-au lăsat și casă, și mamă, și frate, și soră, și familie, și copii, și au luptat întâi pentru credință și apoi pentru neam, și pe locurile acestea au spus că aici nu se trece. Nu se trece, adică nu va veni nici erezia din Occident, prin cotropitori, nu vor veni nici alte neamuri care vor să le distrugă țara, credința, neamul și valorile noastre, și au lăsat toate și s-au jertfit. Pe acest sânge, iubiți credincioși, cred că s-a plămădit, să zic așa, această lucrare duhovnicească și s-a început construirea acestei sfinte biserici pentru a se liturghisi continuu, pentru a se săvârși sfânta liturghie, pentru a fi pomeniți eroii neamului, cei vii ai noștri și cei adormiți din neamul nostru. Am făcut acest început tocmai pentru că, iubiți credincioși, aceștia au ascultat de ce? Au ascultat de conștiința lor, au ascultat de glasul inimii, au ascultat de credința din inima lor, au ascultat de tot ce era mai valoros din ființa lor, au lăsat toate și au plecat și au urmat conștiinței ca noi să stăm în tihnă și să slujim. Și uite că mi-am văzut visul cu ochii, adică în această sfântă biserică vedem astăzi sute și sute de creștini, mă uit la frățile voastre, că ați umplut biserica și este neîncăpătoare, care au la piept Sfânta Cruce și aveți și tricolorul la voi, tocmai pentru că suntem în Duminica Sfinților Români. Vă dați seama că undeva n-am muncit degeaba 20 de ani pentru că s-a ridicat conștiința duhovnicească și conștiința de neam de a-ți umplut în număr mare Sfânta Biserică, pentru că s-a înțeles totuși ceva. Iubiți credincioși, trecând mai departe și făcând legătura cu urmarea aceasta a conștiinței, revenim la pericopa evanghelică de astăzi, care nu întâmplător este așezată în duminica aceasta a Sfinților Români și când sărbătorim și pe soborul Sfinților Apostoli. Ne amintim ieri de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și vă amintiți cuvintele pe care vi le-a spus la predică. Aceștia au fost reprezentanți de seamă ai Apostolilor lui Hristos. Dar după pogorirea Duhului Sfânt au urmat Sfinții Apostoli și iată că în duminica aceasta
Avem Evanghelia în care Mântuitorul Iisus Hristos se duce pe malul Mării Galilei, lacul Genizaretului, tot una este. Și s-a dus acolo pe malul mării și a întâlnit doi frați, pe Andrei și pe Petru, fratele său, frați de sânge, care aveau o preocupare simplă în viața lor de zi cu zi. Erau pescari, își duceau viața în simplitate și aveau o inimă curată în credința lor strămoșească după legile lui Moise, și așteptau și ei venirea lui Mesia, pentru că aveau o așezare interioară în simplitatea lor. A venit Mântuitorul și le-a dat o ascultare, iubiți credincioși. Veniți după mine. Nu le-a spus luați-o înainte, nu le-a spus mergeți voi că vin și eu după. Le-a spus veniți după mine. Nu i-a trimis undeva într-o parohie, descurcați-vă și apoi vedeți voi cum mai faceți, că vă mai ajut eu de la centru. Nu. A zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vedeți cum a făcut Mântuitorul, a plecat la misiunea lor de pescari și a făcut pescari de oameni. Ea avea o inimă simplă și din inima aceasta simplă au văzut-o că este curată și au deschis-o către toți oamenii. Avea o dragoste frățească între ei și i-a ridicat Mântuitorul Iisus Hristos la dragostea frățească, la filia, i-a ridicat la dragostea duhovnicească, la agape, la dragostea de Dumnezeu. Și aceștia ce au făcut, iubiți credincioși? Au lăsat toate în clipa aceea și i-au urmat Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mergând mai departe, Mântuitorul a găsit alți doi frați, pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, care aceștia erau împreună cu tatăl lor și erau parcă mai săraci decât Andrei și cât Petru, pentru că dacă aceștia pescuiau, aceștia săraci își drăgeau mrejele, adică le legau cumva, le cărpeau pentru că nu puteau să-și împlinească misiunea lor de pescar. Mântuitorul aruncă același cuvânt, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Primii au lăsat corabia și mrejele. Aceștia au lăsat corabia, mrejile și pe tatăl lor și au urmat Mântuitorul Iisus Hristos. Alți doi frați care au făcut ascultare, iubiți credincioși. Ascultarea aceasta este mai presus de rațiune, mai presus de logică, mai presus de simțire, mai presus de toate, pentru că ascultarea, iubiți credincioși, este cea care ne scoate pe noi din mintea noastră lumească limitată și ne proiectează în credința în Dumnezeu, care este o deschidere către infinit. Și Mântuitorul a spus și la unii și la alții, veniți după mine, aceștia au urmat Mântuitorul Iisus Hristos ca să-i facă propovăduitori ai Sfintei Evangheliei, a Cuvântului Domnului. Iubiți credincioși, roada pe care au scos-o aceștia a fost multă, a fost imensă, pentru că ei, din ascultarea aceasta, au plecat în lume, au plecat alături de Cuvântul Domnului și au mai făcut o dată ascultare. Prima dată când a spus veniți după mine și a doua oară când le-a spus mergeți în toată lumea, mergeți în mijlocul oii, lupilor, mergeți și vă jertfiți, mergeți și vă propovăduiți, mergeți și spuneți la toate neamurile care va crede și se va boteza, se va mântui. Deci o ascultare pe un nivel, o altă ascultare pe alt nivel. Și în clipa aceasta, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos a început lucrarea prin apostol să-i crească pe ei duhovnicește, să propovăduiască Evanghelia la cei din zona aceea, s-a dus printre iudei, adică în templu și în sinagogă și le vorbea în continuu că pocăiți-vă, s-a apropiat împărăția cerurilor. A început lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar iubiți credincioși, dacă tot am vorbit de ascultare, mi-aduc aminte de o pildă din Pateric, parcă foarte simplă, foarte frumoasă, foarte profundă, foarte puternică. Era un părinte stareț, care avea și el 10, 20, 30 de ucenici, sau cât o fi având în mănăstirea aceea. Și i-a spus unuia pe la ora 8 dimineața, du-te și tu vezi buturuga asta, și am repetat de multe ori pilda aceasta, du-te și ia buturuga asta mare și du-o și mut-o în partea cealaltă, dincolo de drum. Acesta, da, blagoslovit, s-a dus și a început să facă ascultare. N-a mai stat, n-a mai cârtit, nu și-a mai pus în rațiunea lui isteață în funcțiune, n-a mai comentat, a început să împingă o oră, două, trei. Ce să facă el cu buturuga aia imensă?
Dar, iubiți credincioși, el de fapt, când a zis starețul, du-te și a împinge buturuga aceea, l-a binecuvântat și l-a trimis unde? În har, l-a băgat în har, l-a băgat în suprarațiune, în supralogică, în lucrarea duhovnicească care este mai presus de toate. L-a băgat în energia necreată a lui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. L-a băgat, iubiți credincioși, în lumina învierii, în lumina lui Hristos. L-a băgat în toată puterea duhovnicească în care el putea să stea și el de fiecare dată când împingea la butruga aceea, se construia pe sine. Se așeza pe sine, se unifica pe sine, se întărea pe sine, se hrănea pe sine, se lumina pe sine. Cu fiecare împingere la acea butulugă, acel frate nu făcea altceva decât să se sfințească, pe iubiți credincioși, având smerenia care se naște din ascultare. Smerenia atrage harul și sfințește pe om. Dar n-a reușit nimic. O oră, două. Și la un moment dat mai apar încă doi, trei care erau plecați la coase sau unde mai erau ei. Ce s-a întâmplat, frate? Ce face aici? Păi împing la butruga asta pentru că a zis starețul să împingem, să mutăm butruga. Așa au început și aceștia, și-au împins, și-au împins, și-au împins, nimic. Au intrat și aceștia în har, au intrat și aceștia în lumină, au intrat și aceștia în putere. Și s-a realizat ce? S-a realizat comuniune, s-a realizat comunitate, s-a realizat frăție, s-a realizat apostolat, pentru că i-a spus, a zis starețul să facem cutare. Dacă a zis starețul, facem ascultare, cum a făcut apostolul de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și printr-un singur cuvânt, ei nu s-au dat deștept, nu s-au dat cunoscători, nu s-au pus pe ei cu ego-ul lor în față, au făcut ascultare și într-o clipeală din unul s-au făcut trei. Și au mai împins o oră, iubiți credincioși. Și au mai venit încă cinci din altă parte. Ce s-a întâmplat? Păi a zis starețul să împingem butruga aceasta. Dacă a zis starețul, blagosloviți, intrăm în ascultare. Și au intrat cu toții și iată că obștea se aduna, obștea se închega, obștea intra în har, obștea încerca să fie sudată, iubiți credincioși, pentru că aveau un ideal comun. Numai idealul te scoate din mocirlă. Numai idealul adevărat te poate uni. Numai un ideal adevărat, iubiți credincioși, te poate lumina, te poate hrăni și să-ți dea direcția cea adevărată. Și într-un final, aproape de ora mesei, când s-a bătut toaca, au venit toți din toate direcțiile și au început să împingă la butulugă și au trecut butuluga în partea cealaltă pentru ascultarea la primul, care a împins 3 ore, pentru ascultarea la ceilalți 2, care au mai împins încă o oră, pentru ascultarea la ceilalți 3 și fiecare aveau în inima lor, dacă stau bine să ne gândim omenește, Domnule, împingem, dar fără niciun rost. Dar la fiecare moment de poticneală, la fiecare moment de deznădejde, la fiecare moment de lipsă de sens și de rost, ascultarea biruia toate ale rațiunii și spunea, dacă a spus starețul, blagosloviți, ascultăm și împingem până se zice stop. Și la ora mesei s-au adunat cu toți, iubiți credincioși, au împins și au dat mai departe. Ce s-a întâmplat? Pentru o singură binecuvântare, iubiți credincioși, și pe ascultarea aceasta simplă și cu credință, a intrat toată obștea în har. S-a unificat toată obștea. S-au liniștit toate pornirile lor interioare. S-au unit unii cu alții într-o frăție care nu poate să o unească nimic de pe fața pământului. Niciun partid politic, nici o frăție lumească, nici o comunitate de niciun fel nu poate să unească ca această ascultare de cuvântul starețului, care a de fapt cuvântul Dumnezeu, pentru că el îi binecuvântase și i-a băgat în har. S-a umplut de lumină mănăstirea aceea. Era o stare și o bucurie între ei care nu putea să le dea nimeni. Și mai mult decât atât, când apare lumina, fuge întunericul. Vă dați seama cât s-au luptat demonii cu ei să-i desparte, să se certe, să zică din cauza ta, ba nu merge așa, ba nu merge așa. Dar haideți mai târziu, dar hai să căutăm soluții, să îi dezbine în fel și chip. Cât s-au fi luptat demonii cu ei. Și pe cuvântul ascultării s-au trezit toți demonii aluncați dincolo de gard, dincolo de mănăstire, dincolo de starea lor duhovnicească și s-a demonstrat că mănăstirea, iubiți credincioși, este o stare duhovnicească și nu o formă exterioară. Găsește 2, 3, 5 adunați în numele meu și în ascultarea de Dumnezeu și aceea e mănăstirea, aceea e comunitatea, aceea este biserica, aceea, iubiți credincioși, este starea pe care a introdus-o Mântuitorul Iisus Hristos în apostol când a spus veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și aceștia au ascultat, s-au adunat 2, 4, 6, 8, 10, 12 și au început să facă rod.
Dar dacă toți suntem în Duminica Sfinților Români, să ne amintim doar de Sfântul Apostol Andrei, care a venit pe meleagurile acestea. Dacă i-a zis Mântuitorul Iisus Hristos, vino Andrei după mine și te voi face pescar de oameni, vezi, Andrei, ai să ajungi undeva în ținuturile acestea, ai să ajungi undeva prin Dobrogea, nici nu știa el ce este asta, l-a purtat Duhul Sfânt până aici și Andrei și-a făcut lucrarea pe care a primit-o de la Mântuitorul Iisus Hristos. Du-te, propovăduiește Evanghelia și botează în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și ai să vezi că pentru cuvântul meu se va mulți, pentru cuvântul Dumnezeu. A venit Andrei, s-a așezat aici, a început nevoința, s-a așezat în peștere, a început lucrarea duhovnicească, a plecat de la interior la exterior și au început să rodească evis credincioși și au apărut episcopii rânduiți de el, au început asceții, au apărut pusnicii, au început rugătorii, au apărut creștinii botezați, au apărut nevoitori și încetul cu încetul, cuvântul lui Dumnezeu pentru ascultare a început să rodească și a rodit oamenii lui Dumnezeu care au ajuns ierarhi, care au ajuns iubiți credincioși, învățători și născători ai Sfintei Biserici și pe meleagurile acestea a început să rodească apostolatul Sfântului Andrei. Dar mai mult decât atât, a început și roada, nu numai însămânțarea, pentru că au apărut prigoanele, au început loviturile, au început atacul la nivelul bisericii și în primele veacuri creștine au apărut primii mucenici care îi găsiți în calendarul bisericii noastre, iubiți credincioși. Nu o să pomenesc pe niciunul ca să nu cumva să omit pe cineva. Știți și găsiți în calendar pe primii mucenici din veacurile creștine de la sudul țării, în Dobrogea, care au mărturisit pentru credința lor și au avut de ales între ce? Între cruce și pâine. Și au ales crucea, iubiți credincioși, și au murit. Și au plecat la Domnul ca mucenici și au vărsat sângele pe meleagul acesta și sângele lor a început să rodească. Și a început să rodească alți și alți sfinți cuvioși. Și ne amintim în istoria neamului acesta, iubiți credincioși, că au apărut sfinți domnitori. Și ne gândim la un Constantin Brâncoveanu, ne gândim la un Ștefan cel Mare, ne gândim la un Mihai Viteaz, ne gândim la un Mircea cel Bătrân, ne gândim la alți sfinți domnitori care n-au făcut altceva decât să asculte de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de oameni, de glasul lumesc al oamenilor și aceștia și-au jertfit viața zi și noapte, au stat într-o trezvie continuă, chiar dacă aveau averi, chiar dacă aveau haine strălucitoare și proprietăți, ei aveau o frământare continuă să salveze credința și ființa neamului, să salveze credința și ființa neamului, iubiți credincioși. Și repet pentru a treia oară, misiunea lor era să salveze credința și ființa neamului. Cu ce preț? Cu jertfa lor, răstignirea lor. Și au murit, iubiți credincioși, ori trădați, ori în mucenicie, ori în jertfă, în fel și chip, și aceștia și-au vărsat și ei sângele ca să se ducă mai departe ascultare pe care a primit-o Sfântul Apostol Andrei și ceilalți apostoli. Deci vedeți, de la apostoli au fost ierarhi și ierarhii au făcut mucenici și mucenicii aceștia au dat sânge și sângele acesta a născut alți cuvioși și domnitori pe neamul acesta românesc. Iubiți credincioși, credeți frățile voastre că credința se împrăște așa de la sine? Nu, credința se împrăște cu o mare opoziție din fața forțelor întunericului. Pentru că dacă ai vorbit lucrul lumesc, lucrul lumesc este amplificat de Duhul Lumii. Dacă spui un lucru duhovnicesc, lucrul duhovnicesc este atacat de Duhul Lumii, de Duhul Întunericului, care nu suportă să se împrăștie lumina lui Hristos pe fața Pământului. Și îmi amintesc, iubiți credincioși, în timpul uniației, când ierarhi, Ilie Iores, Savan Brancovici, Moise din Măcinic și toți ceilalți care au fost, îi găsiți în calendar, care au ales între poziția lor de ierarhi, poziția lor de stareți, de eromonahi, de slujitori la altar, au ales între cruce și pâine și au ales crucea. Și aceștia au murit și îi găsim în calendar. Deci vedeți,
Apostolul Andrei, vedem ucenici în primele veacuri creștine, vedem domnitorii neamului acesta, vedem ierarhi mărturisitori, vedem preoți slujitori continuu la Sfântul Altar, iubiți credincioși, vedem propovăduitori ai credinței și cuvioși ai neamului. Pentru că mi-amintesc de un Paisie Belicicovski, chiar dacă el era de altă origine, dar a stat în neamul nostru și acolo avea peste 1000 de călugări rugători și practicanți ai rugăciunii inimii, care aceștia erau la o măsură duhovnicească înaltă. Ne amintim de Gheorghe de la Cernica, care a făcut și el o lavră de călugări. Ne amintim de toți cei care au întemeiat lavre duhovnicești în țara aceasta, de un Vasile de la Poiana Mărului, alt practicant al rugăciunii lui Iisus, și aceștia au rodit și au rodit și au rodit pentru ascultarea pe care au făcut-o fiecare din înaintașii lor la timpul lor. Și au împins buturuga, iubiți credincioși, și s-a înmulțit harul și s-a înmulțit lumina lui Hristos pe fața pământului. Acesta românesc. Sper că n-am omis pe nici unul, că sunt și cuvioase maici. Ne amintim de Sfânta Teodora de la Sihra, ne amintim de cuvioasa Parascheva, chiar dacă ei au avut alte nuanțe, să zic așa, în neamul lor, dar au trăit și au lucrat pentru neamul acesta românesc. Ne amintim de multe femei care s-au jertfit pentru credință și în cuvioșenie și în mucenicie și n-am vrea să uităm pe nimeni, dar am vrea doar să zugrăvim o icoană a Sfinților Români care toți n-au făcut altceva decât să facă ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, această ascultare să devină viața lor și viața lor să aducă roade și să devină pentru noi ce? Adevăratele repere. Și ne punem întrebarea, dacă aceasta este o oglindă perfectă a celor mai înalte, să zic așa, suflete din neamul nostru românesc, oare în această oglindă nu se văd, iubiți credincioși, cei care trebuie să se vadă? De ce? Pentru că această oglindă, într-un final, o să vedeți, frățiile voastre, că este și mai bine clarificată, pentru că toți acești, să zic așa, toate aceste echipuri de sfinți se adună într-o singură formă de sfințenie. Această singură formă de sfințenie este calea mărturisirii credinței, calea prigoanei. N-au fost, cred că, atâtea suflete mântuite și sfințite în neamul acesta românesc, câte suflete s-au desăvârșit și s-au sfințit în temnițele comuniste. Amintiți-vă de un Valeriu Gafencu, de un Radu Gir, de Virgil Maxim, de toți ceilalți care au fost și știm și am citit cărțile lor, care au mucericit în temnițele comuniste. Amintiți-vă de toți cei care au fost la Aiud, la Gherla și peste tot în fel de fel de chinuri, încât aproape nici n-ai curajul să citești cărțile lor, pentru că îți trebuie mult timp să-ți revii sufletește din atâta suferință. Și punem întrebarea, oare această oglindă, iubiți credincioși, nu este destul de clară ca să se oglindească cei care ar trebui să facă niște lucruri potrivit cu conștiința lor? Și știți la ce mă refer? Dacă acești ierarhi, un Ilie Iore și Sava Brancovici, s-au mucenicit pentru credință, oare ierarhii din ziua de astăzi, când îi pomenesc și le fac slujbele, nu-și dau seama că sunt înaintașii lor și spune, priviți la înaintașii voștri și urmați de credința? Dacă îl vezi pe Teodosie de la Braz, care a fost ierarh și apoi s-a tăiat capul pentru că nu a vrut să bată palma cu turcii, oare voi n-aveți niciun cuvânt de spus ca ierarhii în momentul în care se luptă, ani de zile s-a luptat să vă construiască moschee în țara aceasta românească? Oare când vedeți că s-au luptat împotriva păgânismului și a iudaismului ca să revină să se întărească credința noastră, oare tu ca metropolit al Moldovei cum te duci tu și dansezi în sinagoga evreilor de nu mai înțelege nimeni nimic din gestul tău? Oare nu te uiți în oglinda aceasta ierarhul înaintaș și să te vezi cât ești de penibil și de împotriva credinței pe care tu o mărturisești prin sfinții din calendar? Oare iubiți credincioși, când îi vedem pe acești preoți de mir, care și ei au avut familie și copii și poate avere și funcții și au zis, nu ne unim cu papismul și aceștia au murit,
Oare are vreo scuză vreun preot de mir care spune am familia, am copii, am nevastă, am griji, am de crescut una și alta? Cum să zic eu că ecumenismul este erezie, că papismul este erezie? Cum să zic eu împotriva acestor atacuri, împotriva care sunt la atacuri la ființa neamului și la credința noastră? Cum să zic eu? Și ei tac, iubiți credincioși, dar tăcerea este apostazie curată. Și uitându-se în această oglindă, și ierarhii, și călugării, și stareții, și preoții de mir, și creștinii de rând, pentru că amintiți-vă de Sofronie și de toți ceilalți din Ardeal și care au mai fost în neamul acesta, Oprea, care n-au vrut să-și lepe de credință, care s-au dus până în Viena, care s-au dus și s-au luptat în duh cu cei care au vrut să distrugă credința în Ardeal, au murit aceștia și au lăsat toate. Adică de la o vlădică până la o pincă, cum am spus ieri, avem modele în această oglindă ca noi să ne păstrăm credința și atitudinea, să fim mărturisitori. Dacă unii au fost cuvioși ca Paisie Vilcikovski, dacă unii au întemeiat monastiri, dacă unii au fost ierarhi ca un Caligula Cernica, care se îngrijea de obștile acelea, dacă unii se ocupau de cultură, de artă, de știință și de toate celelalte ca să ridice viața duhovnicească și morală a neamului acesta, spre sfârșitul viacurilor, să știți, frățiile voastre, că singura virtute care ne va apăra, ne va mântui, ne va pune pe calea lui Hristos și ne va da nădejde de mântuire, este virtutea mărturisirii. Nu o să pui tu să pictezi icoane despre Sfinții Închisorilor și tu să taci în momentul în care trebuie să mărturisești așa cum au mărturisit ei. Nu o să cânti tu despre Sfinții Mărturisitori, colinde și alte celelalte și să taci în clipa în care trebuie să mărturisești că ecumenismul este erezie. Nu o să faci tu rugăciune isihastă în liniștea chiliei tale și să taci în clipa în care va trebui să mărturisești în fața hiereului tău că biserica este atacată de eretici, de toate celelalte virtuți cad, iubiți credincioși, în momentul în care trebuie să ai virtutea aceasta a mărturisirii. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea și pe Sfinții Apostoli și pe toți Sfinții Români să ne dea nouă virtutea mărturisirii, pentru că aceasta va fi cea care ne va mai salva în vremurile din urmă pentru conștiința noastră și în fața lui Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, de ce sfinții aceștia din închisori, după atâția zeci de ani, nu au fost cinstiți ca sfinți în calendarul nostru ortodox? Oare cum îl vedem pe Sfântul Ilie Lăcătușu, care trupul acela întreg și nimeni nu vine din toate comisiile teologice, din ierarhi, din preot, să-l vadă, să-i se închine, să-l cerceteze care este problema și să-l declare ca sfânt. Pentru că ar trebui să scrie viața și dacă scrie viața, o să se ajungă la concluzia că cei care conduceau biserica pe vremea lor au fost trădători, au fost serghianiști. Oare nu se gândesc ei la acest Valeriu Gafencu, că a fost un sfânt al închisorilor, dacă i-ar scrie viața, ar vedea că cei care i-au condus pe ei și au pus pe ei pe funcțiile actuale nu sunt altceva decât niște trădători de credință și de neam. Și ar trebui să li se zguduie, iubiți credincioși, toată această structură a sistemului bisericesc și să se vadă un singur lucru. Că biserica noastră pe timpul comuniștilor a făcut pact cu sistemul și adevărații mărturisitori au fost în închisori și în temnițe până la moarte. Iar cei din care au fost duhovnici ai neamului susținuți de sistem, mulți dintre ei au fost niște duhovnici care au vorbit despre morală, despre virtuți, despre blândețe, despre ascultare, despre răbdare, dar nu cumva să vorbească împotriva ateismului, nu cumva să vorbească împotriva pactului cu comuniștii, nu cumva să vorbească despre subiectele arzătoare, ci au ținut poporul în această stare de smerenie greșită și mai mult decât atât au luat și sfintele taine de la gura poporului, pentru că au devenit niște canoniști exagerați și au spus să se împărtășească poporul la 40 de zile în cele 4 posturi, ca nu cumva să se adune poporul în Sfânta Biserică și să mai scoatem câțiva mucenici din neamul acesta. Dar iubiți credincioși, un sfânt, ca să fie pe bolta bisericii, trebuie să aibă o viață curată.
Trebuie să fie în dreapta credință mai întâi. Trebuie să aibă virtuțile lui creștinești. Trebuie să împânzească credința în popor. Trebuie să aibă mii și mii de oameni care i-a întors la dreapta credință. Trebuie să aibă o mișcare la nivelul bisericii încât să se vadă, să zic așa, lucrarea lui duhovnicească. Și punem întrebarea. Toți am auzit de părintele cutare, că li s-a vândut cărțile lor prin pangare. Dar câți dintre voi ați auzit de Ioan Iovan, duhovnicul de la mănăstirea Vladimirești, care în clipa în care a intrat în mănăstire, era și el, dacă nu mă înșel, ficior de preot și făcuse studii superioare în teologie și avea cunoștințe bogate și avea o predică puternică și a format oameni duhovnicești și avea sub ascultarea lui cea mai tare mănăstire, să zic așa, din punct de vedere duhovnicesc și organizatoric, era mănăstirea Vladimirești, care erau 300 de fecioare în bispedincioși într-o ascultare desăvârșită de Maica Stareță și de duhovnicul mănăstirii. Și în fiecare duminică și la hramuri veneau 15.000 de oameni și la hram respectiv 30.000 de oameni. Și aceștia au fost prigoniți, iubiți credincioși, distrusă mănăstirea, fecioarele acelea aruncate în temnițe și în lume și dezbrăcate și nu s-a vorbit despre ele în Sfânta noastră Biserică după 89, pentru că cei care au fost pe funcții au fost la fel ca înaintașii lor, ca nu cumva să pună în valoare adevărata lucrare duhovnicească a Sfinților Români. 300 de fecioare într-o noapte au venit ostașii peste ele, iubiți credincioși, cu armă, cu pistolul, în camioane, le-au luat, le-au soltat, le-au bătut și au dispărut de pe fața pământului. Oare n-ar trebui să fie 300 de mărturisitoare? Oare duhovnicul acela care a stat ani de zile în obezi, în temnițe și cu un firicel de pâine, iubiți credincioși, făcea zilnic Sfânta Liturghie, iertând pe vrășmașii lui, ajucând la iubirea de vrășmași, rugându-se pentru neamul acesta, oare nu era el în vremea aceea un sfânt al lui Dumnezeu care a mărturisit înainte de prigoană, în timpul prigoanei, în timpul temniței, după ce a fost scos din temniță și până la sfârșitul vieții lui, n-a fost altceva decât un mărturisitor și un sfânt al neamului acesta, care dacă vă duceți la mormântul lui, nici măcar poza lui nu este pe cruce. Ca nu cumva să-i se vadă chipul, pentru că prin privirea lui mai converteau vreo 100 care veneau să se închine, iubiți credincioși. Ia amintiți-vă, frățile voastre, de toți sfinții aceștia din închisori, de la Iud, de la Gherla. Nu cumva la Iud, pe banii Uniunii Europene, se mai face o biserică, se mai face o lucrare din aceasta mai mult lumească, se mai face un așezământ de cinstire a eroilor sau a martirilor prin care li se păstrează amintirea, dar li se fură Duhul. Nu cumva dacă vă duceți la Sighet, o să vedeți acolo cum din sârmă ghimpată și din stelele Uniunii Europene sunt acolo două cercuri îngemânate. Vă dați seama ce e acolo? Din sârmă ghimpată și din stelele Uniunii Europene. Este o blasfemie. Se face acolo iarăși o lucrare de amintire a celor care au murit la Sighet, dar de fapt iar se ia bani de pe urma lor, se amintește dintr-o perspectivă de acești martiri ai neamului, suntem în Duminica Sfinților Români. Despre ce vreți să vorbim? Despre cântări, despre laude sau despre miile de sfinți români care ar trebui pomeniți așa cum se cuvine în sfintele noastre slujbe? Și acolo la Sighet, iubiți credincioși, se păstrează forma și se ia Duhul. Așa se întâmplă peste tot în țara aceasta, pentru că ne dă nouă ceea ce vrem noi să avem, biserici frumoase, picturi, chestii, una alta, dar strecoară ecumenismul, strecoară lipsa de jertfă, de mărturisire și ți-a luat Duhul de a mai scoate neamul acesta de un sfânt, iubiți credincioși. De aceea, toți acești sfinți români nu sunt altceva decât o oglindă care o să stea în fața noastră, în fața conștiinței, în fața neamului nostru, să ne trezim până la sfârșitul vieții noastre ca să fim mărturisitori. Dar să știți că încă n-a început mărturisirea. Încă n-a venit nimeni să spună alege între chip și pâine și conștiința ta. N-a venit nimeni să zică vrei să fii cu noi, semnează pentru slujirea lui Antichrist sau rămâi în simplitatea ta
sau mor de foame. N-a venit nimeni să zică, vrei să mă rămâi la serviciu? Intră și pecetuiește-te, dacă nu, descurcă-te. Vor începe și veți vedea jocurile foamei, cum le vedeți prin filme, o să le vedeți cu ochii voștri. Și atunci se pune întrebarea, oare de ce am ajuns în situația asta? Am ajuns în situația asta, iubiți credincioși, pentru că nimeni nu vrea să mai împingă la puturuga aceea de care v-am vorbit mai devreme. Nimeni nu vrea să mai pună umărul și bucățica lui. Nimeni nu vrea, iubiți credincioși, să facă jertfa. S-a terminat postul Sfinților Apostoli, mergem fiecare la ale noastre, ne-am spovedit sau nu ne-am spovedit, până în postul Sfintei Marii, ce să mai stea preotul să mai spovedească? Gata, s-a terminat cu spoveditul. Și dacă s-a terminat cu spoveditul, ce mai vreți să vă mai împărtășiți voi în biserică? Până în postul Sfintei Marii nu mai aveți ce căuta la împărtășit. O să facem liturghia noi, că suntem preoți, trebuie să facem liturghia, că de aici ne luăm noi salariul, pentru asta suntem plătiți de stat și vă arătăm potirul, luați, mâncați, bezi dintr-o acesta, toți l-ați văzut, da? V-am invitat așa protocolar, dar îl mâncăm noi. Și atunci, iubiți credincioși, nu aceasta este realitatea, nu aceasta este problema bisericii și a neamului nostru. Nu din cauza aceasta nu mai merge nimic, pentru că fără de mine nu puteți face nimic. Și atunci, dacă toți suntem în Duminica Sfinților Români, de ce ați mai făcut acatistul ăla a Sfinților Români, în care am amintit de toți sfinții cuvioși, mărturisitori, ierarhi, care au avut un singur lucru comun, Sfânta Cruce, pe care s-a jertfit fiecare în felul lui. De aceea, iubiți credincioși, vă amintiți ieri la predică că v-am dat o mică explicație despre acel gest de a pune o lumânare în geam. Și unii chiar ieri după predică m-au sunat și m-au întrebat, părinte, ce problemă mai ai tu cu lumânarea aia în geam? Tu crezi că mai schimbi tu lumea asta? Crezi că distrugi tu sistemul cu o lumânare în geam? Crezi tu că poți să mai faci ceva? Și am spus, nu. Ar fi trebuit să schimbăm neamul acesta prin faptul că ascultăm cuvântul Domnului și venim în fiecare duminică toți în Sfânta Biserică și ne împărtășim după ce în prealabil ne-am spovedit și ne-am făcut canonul. Mii de biserici pline s-ar schimba fața neamului acesta și am devenit cuvioși și sfinți în fața lui Dumnezeu prin pocăință. Dar dacă bisericile sunt goale, iubiți credincioși, căutăm altă soluție. Și le-am dat această soluție chiar ierarhului și chiar preoților de mir și s-a demonstrat că are efect. Puneți fraților în mijlocul bisericii un analog, un sfeșnic aprins și o psaltire. Și lăsați acolo psaltirea aceea și o să vedeți că vine 1, vin 2, vin 10, vin 100, împing la buturuga aceea credinței. Și o să vezi cum se fac sfintele biserici așa ca niște fântâni care curăță și curăță neamul acesta prin rugăciunea la psaltire, pentru că v-am spus tot ieri de acel sfânt al grecilor, Ioanis cel nebun pentru Hristos, care spune, am văzut eu că dacă voi citi la psaltire fug demoni din prin vecini. Psaltirea corespunzând cu o lucrare de degroșare a ființei umane, psaltirea corespunzând cu Vechiul Testament, psaltirea, iubiți credincioși, pregătim moral omul și neamul, dacă nu poți să vii, să repezi rugăciunea lui Iisus neîncetat, să stai în liturghie, să citești Noul Testament, să te împărtășești, îți dau o lucrare mai de jos. Și apucă-te de citit la psaltire. Nici asta nu poate să facă. Și am zis, dacă nu poți să faci lucrul acesta, hai și fă și tu o milostenie, să miști și tu cumva harul, împinge și tu buturuga asta. O să vedeți că omul este paralizat, este închis, nu este deschis, nu este răstignit pe cruce. Și o să vedeți că este paralizat și nu dă o bucată de pâine la vecinul lui sub pretextul. Păi nu, păi decât să-i dau pește, mai degrabă învăț să-l pescuiască după vechea vorbă, în care pe această vorbă îi dau undița să-l învăț să-l pescuiască, nu mai face nicio melostenie. Da, sunt goți, sunt cerșetori, sunt profesioniști, păi ăștia evită-i. Dar este o bătrânică, este un copil necăjit, este un amărât, pune mâna și fă o milostenie, dacă nu poți să o faci nici celelalte care ți le-am zis. Și o să vedeți că omul nu mișcă, zis credincioși. Și dacă nici acest nivel n-ai putut să-l faci, coborâm mai jos nivelul, potrivit cu boala omului. Și ai zis așa, aprinde o lumânare în geam și ai să vezi că se mișcă ceva. Iubiți credincioși, ia închipuiți-vă frățile voastre, câtă tensiune, câtă frământare, câtă supărare, câtă mâhnire, câtă tristețe este acumulată în acest neam românesc. În fiecare casă este câte o jale, iubiți credincioși, cum era în Vechiul Testament, în poporul
Egiptului, în poporul Israel care era sub stăpânirea egiptenilor. În fiecare familie este câte o jale și cu această jale ne confruntăm noi duhovnicii și ar trebui să vorbim până seara odată ca să vă conștientizăm și a doua oară ca să ne răcorim noi. Să ne răcorim noi pentru că noi stăm zile în șir și vă ascultăm necazurile în taina spovedaniei. Și atunci, dacă tu ai primit o ascultare, te-am pus să împingi buturuga, te-am pus să mut munții, nu, aprinde o lumânare în geam. Pentru că în clipa în care ai primit ascultarea aceea, preotul a zis binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Și eu am aprins prima lumânare în Sfânta Biserică, în fața Sfântului Altar. Și atunci, pe această ascultare, tu vei intra în har. Dacă ai intrat în har, pleacă demonii din casa ta. Și de fiecare dată ai să vezi că în clipa în care să vrei să aprinzi acea lumânare, ai să simți o forță care ți se opune. Forța aceea sunt demonii care stau în casa ta. Dar dacă n-ai conștiința pentru Dumnezeu, haideți să facem vizual o altă încercare. Ce ar fi să spunem un motor lucru? Fiecare femeie care a făcut un avort din neamul acesta să aprindă o lumânare în geamul ei spre pocăință către cer, către Dumnezeu. Nu există casă fără un avort. Nu există scară de bloc fără 2, 3, 5, 7 suflete care au fost omorâte, iubiți credincioși, înainte de a se naște pe lumea aceasta. Nu există bloc fără să fie sânge. Și atunci ți-e greu să aprinzi o lumânare spre iertarea păcatelor și spre pocăința ta personală și a neamului? N-ar fi asta în fața lui Dumnezeu o pocăință generală, iubiți credincioși? Doar nu v-am cerut să stați în sac, nu v-am cerut să faceți mii de mătănii, nu v-am cerut să aduceți jertfe la altar sau nu știu ce, aprinde o lumânare ca pocăința neamului, pentru că doar pocăința neamului, iubiți credincioși, ne va mai salva. Dar pocăința ar trebui să fie cu spovedanie, cu canon, cu rugăciune, cu mătănii, cu toate celelalte și apoi cu împărtășirea cu Sfintele Taine, pentru că doar în sângele Domnului se curăță un om, o familie și un neam. Dar dacă la aceste medicamente grele, vi se par grele, nu puteți să ajungeți și dacă omul este paralizat, la un paralizat îi dai să facă un mic gest, aprinde și tu o lumânare ca să intri în har. Dar iubiți credincioși, dacă ar aprinde o lumânare, fiecare om care în interiorul lui are un exces de furie, o furie adunată, iubiți credincioși, copilul acela care este furios acasă la el, pentru că taică-s-o i-a plecat de 5 luni, de un an de zile în străinătate, pentru că nu poate să mai muncească în fabrica care cândva era funcțională la el în oraș, copilul acela care e dor de maică sa, care nu o să-l spele pe el și să-l mângâie pe el, îngrijește un bătrân prin Italia, copilul acela nu poate să-l scoți nici la manifestații, nici să facă ceva pentru neamul acesta. Dar dacă această predică ar fi auzită de copiii neamului acestuia care suferă după părinții lor, ar putea orice copil să aprindă o lumânare și jertfa lui de lumină ar fi foc în fața lui Dumnezeu, iubiți credincioși, și în fața neamului. Și v-ați îngrozi. V-ați îngrozi pentru că v-ați uitat la geamuri, la blocuri și ați vedea mii de lumânări aprinse în care bătrânii au rămas singuri, copiii au rămas fără familie, mii de femei au făcut avorturi din cauza constrângerii, poate unele dintre ele, dar n-au, să zic așa, o scuză. Nu vreau să acuz pe nimeni, ba din contra, indiferent câte zeci de avorturi ai făcut, Dumnezeu îți întinde o mână, vino la spovedanie, pocăiește-te sincer, spune în fața preotului și preotul te va dezlega și fă-ți canon toată viața ta și aprinde o lumânare în geam ca să strigi în fața lui Dumnezeu, pentru că aici a fost o casă în care s-a vărsat sânge. Dacă voi lua fiecare categorie socială, iubiți credincioși, în fiecare casă veți găsi o frământare și o suferință și un tremur în care, din perspective diferite, toate aceste frământări ale lumii acesteia, câte familii nu s-au stricat datorită nelucrării credinței în familie. Câți oameni nu zac astăzi în spitale, iubiți credincioși, datorită faptului că întâi au căzut din credință, au căzut din har, nu s-au mai împărtășit și urmarea păcatului este boala. Și zac în spitale, spitalele devenind forme de penitență pentru câștigarea sufletelor lor. La geam veți vedea alte zeci de mii de apartamente în care zace câte un bolnav, în care frica este în inima lor, în care se uită pe internet zi de zi să vadă ce e la un nodul.
Ce este ea la cancer? Ce e ea boală de nedescris? Ce mai este acolo o altă nuanță a bolii în care se sperie fiecare în casa lui și ar striga la cineva? De la cine să strige? Numai la cine striga. Și toată această tensiune s-ar aduna ca o lumânare aprinsă în fața lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, aș putea să vă vorbesc în continuu despre drama acestui neam care astăzi sărbătorește pe Sfinții Români. Sfinții Români ne sunt de model, dar nu sunt doar de model, așa să-i punem noi la slujbele bisericii cântate din ce în ce mai frumos, ci ne sunt de model pentru viețuirea noastră creștinească. De aceea, de la erar, cuvioși, mărturisitori, sfinți ai bisericii noastre ortodoxe române, îi rugăm cu toată inima noastră să ne dea harul și puterea și lumina să rămânem în Sfânta Biserică până la final. Chiar dacă unii vor să ne eticheteze ca schismatici, ca eretici, ca răzvrătiți, ca neascultători, să ne dea ei afară din sistem. Din sistem ne vor da afară, dar din biserică numai noi ne putem da dacă nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dea puterea acest sfinți să rămânem în credință, să rămânem în lucrare, să rămânem în virtuți și mai mult decât atât să rămânem în pocăință și mărturisirea credinței până la sfârșitul vieții noastre. Amin.